s-a accidentat la încălzire și a fost substituit de către Krishan Sestor, trebuia să fie titularizat în 11-le de start, cum a ajuns pe podium și iată că a început partida de la malul mării cu o primă posesie pentru Astrali. Vântului bate Iani și ocazie importantă. Deosebit acum pe dreapta este acest atac interesant cu un șut care izbește plasa laterală. Geze pe Mățan. Fac un cuplu de forță cei doi acolo, intervine și faultează Butean. Da, parcurgem o perioadă a jocului cu multe fragmentări, sunt din ce în ce mai multe faulturi și faulturi urâte, sancționate de centralul Marcel Bârsan cu cartonașe galbene, eliminat Terico, e eliminat, da, este al doilea galben. Iannis, centrarea lui Iannis, Văduț, Băluță, gol! Pentru băieții lui Mulțescu să piardă în minutele de prelungiri. Foarte bună centrarea cu latul venită din dreapta. Atacă Vână, a încercat pentru Văduț, din nou Văduț, Văduț, dar s-a terminat. Este victorie mare pentru viitorul